Mădălina Ghenea a dat în mintea copiilor și i-a făcut pe plac micuței ei Charlotte. La doar 3 ani, fetița actriței a reușit să-și convingă mama să se costumeze de petrecere și să facă împreună o coreografie. Charlotte este adorabilă, iar fanii Mădălinei au apreciat în număr foarte mare acest video. Și Andreea Bănică îi face toate poftele fiului ei. De curând, noua Andreea a împlinit 4 ani, iar mama lui i-a făcut o surpriză de zile mari. Cântăreața a decorat toată casa cu baloane, a comandat un candy bar cu brioșe și prăjituri care mai de care și a invitat la petrecere și extratereștri, creaturile preferate ale băiețelului ei. Prinsă de nostalgie, Andreea a postat și câteva fotografii surprinse în ziua în care l-a născut pe micuțul ei. Până să se bucure și Alina Eremia de momentul în care va deveni mămică, cântăreața profită din plin de o vacanță de vis în doi. Ea și iubitul ei, Edi, au fugit de frigul din România, tocmai în Maldive. Poate reușești o să... Pozele cu cei doi au fost însoțite de o descriere emoționantă din partea cântăreței. Alina a vorbit despre iubitul ei ca fiind omul pe care îl sună în cele mai importante momente ale vieții ei.